Chiar dacă naționala de fotbal a României nu a reușit să se califice la mondial, România nu va rămâne fără reprezentant la turneul final. István Kovács și doi asistenți români au fost aleși să arbitreze în Qatar. Astfel, România va avea un central român la turneul final după o pauză de 36 de ani. Arbitrul român István Kovács va participa la campionatul mondial de fotbal din Qatar. Kovács, în vârstă de 37 de ani, a fost ales de FIFA pentru a arbitra la turneul final și va fi ajutat de asistenții Ovidiu Artene și Vasile Marinescu. Prezența românilor în Qatar va reprezenta un eveniment istoric, întrucât ultimul arbitru român prezent la un mondial de fotbal a fost Ioan Igna, în urmă cu 36 de ani. De cealaltă parte, asistenții Ovidiu Artene și Vasile Marinescu urmează să devină primii arbitri de tușă din România care participă la o cupă mondială după Nicolae Grigorescu în 1998. Echipa formată din cei trei arbitri va participa astfel la mondialul care va avea loc în perioada 21 noiembrie-18 decembrie. István Kovács a devenit arbitru internațional FIFA în 2010, iar în acest moment e unul dintre arbitrii de top ai țării noastre. El a arbitrat meciuri la nivel înalt, inclusiv partide din Europa și Champions League.